Seara aceasta aș dori să vorbesc despre mormântul Domnului Isus. Mormântul Domnului Isus joacă un rol important în săptămâna mare, în viața pământească a Mântuitorului. Se vorbește foarte mult în Evanghelii, în finalul Evangheliilor, despre mormântul Domnului și sunt câteva lucruri importante pe care aș dori să le menționez în seara aceasta. Mai întâi, ca să stabilim cât de important a fost mormântul Domnului Isus Hristos, profeția mormântului. În Isaia, capitolul 53, versetul 9, Profetul spune: Groapa lui a fost pusă între cei răi și mormântul lui la un loc cu cel bogat măcar că nu săvârșise nicio nelegiuire și nu se găsise niciun vicleșug în gura lui. Dragii mei, faptul că Domnul Isus Hristos a ajuns în mormânt a fost cea mai mare nedreptate a istoriei. Mormântul este un loc în care închidem moartea. Știți că în vremea aceea se grăbeau să îngroape oamenii. Repulsia umană în fața morții îi făcea să ascundă evidențele morții. Ce este, de fapt, mormântul? Mormântul este un loc în care pui morții. Și pentru că moartea este rezultatul păcatului, Hristos nu avea ce căuta în mormânt. De aceea spune, a avut o groapă între cei răi. Un mormânt la un locul cel bogat, dar nu se nicio nelegiuire și nu se găsise niciun vicleșug în gura Lui. Aceasta este profeția mormântului. În al doilea rând, vă rog să observați presimțirea mormântului. Cea mai mare minune pe care a făcut-o Domnul Iisus Hristos a fost învierea lui Lazar. Și în Ioan, capitolul 11, versetul 38, ni se spune, Iisus s-a înfiorat din nou în sine, a simțit un fior extraordinar, și s-a dus la mormânt. Mormântul era o peșteră la intrarea căreia era așezată o piatră. Când Domnul Isus Hristos a stat față în față cu mormântul lui Lazar, a avut în fața lui o imagine a propriului mormânt. Să știți că viața Domnului Isus Hristos a fost presărată cu asemenea momente de fior de tresăltare lăuntrică. Domnul Iisus Hristos a fost foarte sensibil când s-a raportat la scopul pentru care a venit în lume. Vă aduc aminte că la nunta din Cana, prima minune pe care a făcut-o, -o, transformarea apei în vin la nunta din Cana, atunci când mama lui îi spune, nu mai au vin, Domnul Iisus Hristos reacționează și spune, ce am eu a face cu tine, femeie? Nu mi-a sosit încă ceasul. Pentru că s-a aflat față în față, a simțit presimțirea simbolului sângelui său care avea să fie vărsat. Și în fața mormântului lui Lazar, are presimțirea mormântului. Dar tot acolo la mormântul lui Lazar, Domnul Iisus Hristos trăiește presimțirea învierii sale. În Ioan 12 cu 17 spune, toți cei ce fuseseră împreună cu Isus când chemase pe Lazar din mormânt și îl înviase din morți, mărturiseau despre el. A ajuns în fața unui mormânt, peșteră, săpat în piatră, cu o piatră pusă în fața mormântului, o imagine a propriului său mormânt și a spus, dați piatra la o parte, Lazare ieși afară. Este nu numai presimțirea mormântului care avea să-l înghită pentru trei zile și trei nopți, dar presimțirea evenimentului măreț al învierii care avea să aibă loc tot la mormânt. Presimțirea mormântului. În al treilea rând, am menționat deja peștera mormântului. În Matei 27, cu versetul 60, spune: Și l-a pus într-un mormânt nou, al lui însuși, pe care îl săpase în stâncă. Era o peșteră, o cavitate în piatră. A prăvălit o piatră mare la ușa mormântului și a plecat. peștera aceasta a mormântului are o semnificație foarte importantă. Pentru că Domnul Iisus Hristos și-a început experiența umană într-o peșteră, într-o iesle. V-am mai spus că am văzut la marginea Betleemului, unde țineau animalele, Cavități în piatră, până în ziua de astăzi. Istoria spune, tradiția spune, că acolo, în acele cavități, în acele peșteri, țineau animalele. Experiența de viață a Domnului Isus Hristos începe într-o peșteră și se sfârșește într-o peșteră. Cuvântul peșteră are o semnificație extraordinară pentru Domnul Isus Hristos, pentru că cuprinde în sine conotația aceasta negativă a ceea ce înseamnă umanitatea depravată, plină de răutate, plină de păcat. Hristos a început și a sfârșit experiența lui de viață în mijlocul omenirii respins, alungat, condamnat și în cele din urmă crucificat și îngropat. Vă aduc aminte că atunci când a intrat triumfal în Ierusalim și a ajuns la templu și a dărmat mesele, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani. Și a făcut curățenie în templu, a pus mâna pe bici. A spus: Casa tatălui meu se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tălhari. Pe ce pune omul mâna? strică, distruge. Mormântul Domnului Isus Hristos este încă un simbol a sacrificiului pe care Domnul Isus Hristos l-a făcut părăsim cerul, gloria, slava, frumusețea, desăvârșirea, perfecțiunea ca să coboare într-o lume ca o peșteră. O peșteră a murdăriei, o peșteră a osemintelor, o peșteră a răutății, o peșteră a nedreptății. Aceasta este peștera mormântului. În al patrulea rând, providența mormântului. Mormântul Domnului Isus Hristos a apărut la momentul potrivit, în locul potrivit. Mormântul Domnului Isus Hristos n-a fost o întâmplare, a făcut parte din purtarea de grijă a Lui Dumnezeu, din providența Lui Dumnezeu. când am fost în Ierusalim, am observat că există o controversă cu privire la poziția mormântului, unde este mormântul Domnului Isus Hristos și unde a fost locul răstignirii. Un ofițer din armata britanică, în locuința sa, a privit într-o dimineață spre un deal și a rămas șocat să observe că avea forma unui craniu, dealul căpățânii, asta e dealul Golgota, dealul căpățânii. A realizat că acolo a fost răstignit Domnul Isus Hristos. Ce este uimitor este că dealul căpățânii este legat lipit de o grădină. Săpăturile arheologice demonstrează că încă din vremea Domnului Isus Hristos acolo era o grădină și mormântul tradițional acolo unde merg credincioșii să viziteze mormântul Domnului Isus Hristos este în acea grădină. Lipită de dealul căpățânii mai mult, săpăturile arheologice demonstrează că acolo a fost un drum principal, exact pe la poalele acelui deal. Noi vorbim despre crucile de pe dealul căpățânii. Nu sus pe deal a fost răstignit Domnul Isus Hristos, ci la marginea drumului, lângă dealul căpățânii, pentru că Biblia spune că trecătorii care mergeau pe drum, se opreau și îl bat jocoreau. Romanii nu crucificau oameni în locuri unde să nu-i vezi. Am stat la poalele dealului căpățânii și dacă ar fi fost răstignit sus pe deal, era imposibil să-l vezi. E un deal foarte abrupt, aproape vertical. Și drumul era chiar pe lângă deal. Crucile au fost la marginea drumului, ca trecătorii să vadă, să slujească de drept exemplu de justiție umană. Și ascultați ce spune Ioan 19 cu 41, în locul unde fusese răstignit Iisus era o grădină. Și în grădină era un mormânt nou în care nu mai fusese pus nimeni. Atunci a apărut mormântul, special pentru Domnul Isus Hristos. Ioan 19 cu 42, din pricină că era ziua pregătirii iudeilor, se pregăteau să sărbătorească sabatul și paștele, pentru că mormântul era aproape. De locul unde a fost răstignit. Au pus acolo pe Isus. Aici este și un înțeles legat de porunca legii. În lege era prescris ca nu cumva să te atingi de o seminte, de cadavre. Și motivul pentru care acest mormânt a fost nou, pentru prima dată folosit, este că Domnul Iisus Hristos a fost pus acolo mort, dar doar temporar. Hristos a înviat a treia zi, a fost viu, a fost Sfântul lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului spune, nu vei îngădui ca Sfântul tău să vadă putrezirea, dar nici să o atingă. Mormântul era curat și nefolosit. Nu mai fusese folosit. Ca inclusiv în ziua învierii, Hristos să reprezinte împlinirea totală a legii în trupul său. Providența mormântului. Mormântul a fost special pregătit săpat proaspăt, nefolosit, nou, în locul potrivit, aproape de locul unde a fost răstignit. Pentru ca Domnul Isus Hristos să fie primul care îl folosește și fiind primul care îl folosește, să împlinească în felul acesta legea pe deplin. În al cincilea rând, proprietarul mormântului. În Marcu 15, 45-46 citim că este Iosef din Arimatea. În versetul 46 spune, a cumpărat o pânză subțire de in, a dat jos pe Iisus de pe cruce, l-a înfășurat în pânza de in și l-a pus într-un mormânt săpat în stâncă. În Matei 27 cu 60 spune, l-a pus într-un mormânt nou al lui însuși. Mormântul lui. Știm că Iosif din Mateia era un om bogat. Inclusiv în profeția mormântului, ca să fie bine identificat, mormântul Domnului Isus Hristos spune că a fost înmormântat cu cei bogați. Iosef din Arimatea era un fruntaș, era un om cu poziție și cu posesiuni materiale. În Luca 23 cu 53 spune, l-a dat jos de pe cruce, l-a înfășurat într-o pânză de inș, l-a pus într-un mormânt nou, săpat în piatră, în care nu mai fusese pus nimeni acesta este proprietarul mormântului, folosit de Dumnezeu într-un mod special. În al șaselea rând, piatra mormântului, piatra mormântului, am citit deja că a pus o piatră la gura mormântului. Și citim în primul rând despre pecetluirea pietrei. În Matei 27 cu 66 spune, ei au plecat și au întărit mormântul pecetluind piatra. Piatra a fost pecetuită, nu cumva să o dea cineva la o parte. Acum am văzut un pic cum arătau pietrele de la morminte. Cuvântul a prăvăli, de fapt, înseamnă a rostogoli. În fața mormântului, jos, era ca un canal pe care era o piatră rotundă, foarte groasă, și era rostogolită la intrarea mormântului, ca să acopere mormântul. Piatra era foarte mare și era foarte grea. Știu, când eram copil și auzeam că au rostogolit o piatră, îmi imaginam un bolovan din ăla mare pe care îl rostogolești și îl pui în fața mormântului. <fie> uh, vă dați seama că o ușa a mormântului, o deschizătură a mormântului, nu putea fi acoperită de orice fel de bolovan. Fața mormântului era dăltuită, era dreaptă, și piatra era circulară și frumos șlefuită. Când se rostogolea în fața mormântului, acoperea etanș mormântul. Romanii au pecetluit-o pentru ca mormântul să rămână închis pentru ca să nu poată nimeni nici să intre, nici să ias, iasă. Cuvântul Domnului ne vorbește despre prăvălirea pietrei. Piatra a fost prăvălită sau rostogolită ca să închidă mormântul. Spune că în Marcu 15 cu 46 apoi a prăvălit o piatră la ușa mormântului. Romanii au sigilat-o, au pecetluit -o. Și acum, în Luca 24,2, când merg la mormânt femeile, spune, au găsit piatra răsturnată de pe mormânt. Nu numai rostogolită, prăvălită, ci răsturnată. Să nu mai poată pune la loc. Să rămână deschis. Și cineva spunea, Piatra n-a fost răsturnată de înger ca să poată ieși Hristos, pentru că știm că El în trupul de slavă intra prin ușile încuiate. A fost răsturnată pentru ca să poată intra ucenicii și să vadă că mormântul este gol și că Isus Hristos a înviat. Lăudați să fie Domnul. Piatra mormântului. De aceea spune în Matei 28 cu 2 și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ că un înger al Domnului s-a coborât din cer, a venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a șezut pe ea. Cu alte cuvinte, oamenii au prăvălit piatra la ușa mormântului, Dumnezeu a venit și a dat-o la o parte, a prăvălit-o de la ușa mormântului. Să rămână mormântul deschis să se vadă că e gol. Și în fine, în al șaptelea rând, paza mormântului. În Matei 27 cu 64, preoții, auzind că Hristos a profețit că va învia, au spus lui Pilat, dă poruncă dar ca mormântul să fie păzit bine până a treia zi. Vineri, sâmbătă și duminică. Ca nu cumva să vină ucenicii lui noaptea să îi fure trupul și să spună norodului a înviat din morți. N-au crezut sub nicio formă că Hristos va învia. N-au crezut. Dar și-au închipuit că o să vină ucenicii să-l fure și-au pus pază la mormânt atunci înșelăciunea aceasta din urmă ar fi mai rea decât cea din tâi. După cum bine știți, tot asta au spus, cu toată paza. Au adormit paznici. și ce patetic, ce ridicol, gardă romană să adormă în post. Toți soldații români, romani au adormit, era să zic români, ăștia ar fi adormit, credeți m am făcut armat. Încă n-am văzut un soldat român să se laude că n-a dormit în gardă. Românii dorm în gardă, dar romanii nu, că erau pedepsiți cu moartea. Dragii mei, Mormântul domnului Isus Hristos este la urma urmei cea mai mare dovadă a învierii domnului Isus Hristos în afara arătării personale a lui Hristos cel înviat. Cea mai mare dovadă a învierii este să ți se arate Hristos. Bine, s-a arătat prin credință, dar mormântul gol reprezintă o mare dovadă a divinității lui Hristos, a învierii lui Hristos. Pentru că a fost profețit și s-a împlinit exact conform profeției. Pentru că Hristos a presimțit mormântul. Pentru că a fost o peșteră care a simbolizat condiția de stricăciune, de deteriorare a omenirii. Pentru că a fost pregătit de Dumnezeu în locul potrivit și la timpul potrivit. Și de către omul potrivit care să-l pună la dispoziția Mântuitorului, proprietarul mormântului. Trebuia să fie omul potrivit. Știți ce spune de Iosef din Arimatea? Care atunci s-a trezit să-și facă și el un mormânt. Exact acolo unde trebuia. Spune că el a aștepta împărăția lui Dumnezeu. Omul potrivit, la locul potrivit, la timpul potrivit. Piatra mormântului. Cel mai mare obstacol. zvârlit de Dumnezeu, ca și când n-ar fi existat. Cu toată pecetea, cu toată greutatea acestei pietre. Și până la urmă, dând la o parte și paza romană, pentru că Hristos este cu adevărat Dumnezeu. În fața Lui nu poate nimic să stea în picioare, niciun obstacol, spune Biblia, că atunci când a înviat, au căzut cu fața la pământ. În această seară gândindu-ne la mormântul Domnului Isus Hristos. Haideți să ne gândim că providența lui Dumnezeu a pregătit pentru fiecare dintre noi mesajul Evangheliei care să ajungă la noi la momentul potrivit, prin persoana potrivită. Că l-am primit, că l-am crezut, că l-am acceptat și că experiența mormântului este și experiența fiecăruia dintre noi. Când m-am dus în fața mormântului din Ierusalim, mi-am închipuit că într-o zi, eu, ca și fiecare dintre noi, vom intra într-un mormânt. Presimțirea mormântului este presimțirea fiecăruia dintre noi. Dragii mei, am intrat în anul 2022. Nu știm câți dintre noi îl vom parcurge până la sfârșit și vom intra în 2023. Nu știm. Îmi aduc aminte ca ieri, când am încheiat anul 2021, și pe unii dintre cei pe care i-am văzut atunci, noi mai vedem astăzi. Fiecare an răpește din mijlocul nostru frați, surori, părinți, copii, prieteni. Și intrăm într-un mormânt. Mormântul este inevitabil. Ai mormântul tău. Fiecare cu mormântul lui. Probabil ne gândim că cei mai în vârstă ar trebui să aibă această presimțire. Nu. Domnul Hristos nu avea decât 33 de ani împliniți când și-a presimțit mormântul. Nu există nicio regulă și nicio ordine. Dar dacă în seara aceasta dincolo de mormântul Domnului Isus sau în fața mormântului Domnului Isus Hristos. Anticipez că într-o zi vei intra în mormântul tău. Te rog să n-ai doar presimțirea mormântului, să ai și presimțirea învierii din mormânt. Pentru că așa după cum s-a deschis mormântul Mântuitorului, nu contează câți metri de pământ vor sta deasupra ta. Mormântul tău se va deschide și vei avea și tu parte de Duminica Învierii. Ne ridicăm în picioare și mulțumim Domnului și pentru mormântul Lui. Mormântul în care a stat doar temporar și care a rămas gol ca o mărturie vie a învierii sale și a învierii noastre. Ne rugăm și o lăudăm pe Domnul.